Imaginează-ți următorul scenariu. Pleci din România cu gândul de a schimba lumea, să faci lucruri mărețe, să-ți construiești o carieră, să-ți deschizi o firmă, să acumulezi foarte mulți bani, ca apoi să te întorci liniștit în țară și să-i cheltui exact așa cum vrei tu, să ai un CV blindat și să faci tot ce ți-ai dorit vreodată. Și ajungi acolo și îți dai seama că lucrurile stau de fapt foarte diferit față de cum te-ai fi așteptat. Îți dai seama că nu e locul tău, îți dai seama că nu ai posibilitatea să faci ce ți-ai dorit, în primul rând pentru că încă nu ai fost pregătit pentru asta. Iar singura ta opțiune este să te întorci în țară, dar nu o faci. Nu o faci pentru că asta ar însemna să recunoști că ai eșuat. Asta ar însemna să fii judecat de ceilalți. Asta ar însemna să te întorci cu coada între picioare când tu ar fi trebuit să te întorci un învingător. Ei bine, personal nu trebuie să îmi imaginez lucrul ăsta pentru că l-am trăit. De ce te-ar interesa pe tine lucrul ăsta? Știi, suntem dresați de mici să ne fie frică de lucrurile de care nu suntem siguri, să ne fie frică să greșim. Suntem dresați să vrem să părem perfecți, să știm tot ce se întâmplă, să fim buni la toate materiile, să nu luăm un 3 sau un 4 din când în când. Ei bine, vreau să spun că eșecul, cu perspectiva corectă, poate fi cea mai mare binecuvântare pe care ai primit-o vreodată. Un eșec la momentul potrivit din care să înveți, după care să te întrebi, ok, ce am făcut ca să ajung acolo? Ce pot schimba? Ce pot îmbunătăți ca să nu mai fiu în situația asta? Este de fapt o rampă de lansare. Frica de eșec ne face să trăim viața în mediocritate. Ne face să ne gândim foarte mult doar la noi înșine, doar la propria persoană. Îmi aduc aminte când învățam Wing Chun în Kung Fu și spuneam antrenorului meu, Sifu, nu-mi ies lucrul ăsta, de ce? Am muncit așa de mult și nu pot să-l fac. Și el se uita la mine, parcă detașându-se de tot procesul. Nu contează. Cum adică nu contează? Cum să nu conteze? Adică eu vreau să fiu foarte bun. El de fapt îmi spunea, nu contează, hai să ajungi oricum să fii bun. Și nu te-a dat bătut. Dacă vrei să trăiești o viață plină de însemnătate, să ieși din mediocritate, să faci lucrurile pe care ți le-ai dorit întotdeauna, nu poți accepta frica de eșec. Și lucrul cel mai fain este că de foarte multe ori, dacă nu de fiecare dată, frica de eșec e doar în capul nostru. Lucrul de care mă temeam cel mai mult era să mă întorc în țară și să par un loser în fața tuturor celor care mi-au urat succes când am plecat. Ei bine, vreau să spun că nu m-a judecat nimeni. Și decizia de a mă întoarce, oricât de mult m-ar fi speriat la momentul respectiv, cred că a fost decizia cea mai bună pe care am luat-o vreodată. Dacă ți-a plăcut video ăsta, abonează-te, e un buton pe aici pe undeva și dă-l mai departe. Spune prietenilor tăi cât de fain e să-ți înfrunți temerile. Și dacă vrei să lucrăm împreună, să ai mai multă încredere în tine și să-ți accesezi puterea pe care o ai înăuntru, intră pe wingchunbucurești.ro, cred că e linkul, ar trebui să fie linkul în descriere, dar tot eu am editat video și ne auzim cât de curând.